deschidem Sfânta Scriptură la Geneza 21. Ziua aceasta este o zi importantă pentru comunitatea Timișoara. Având în vedere că este ziua în care fratele Voicu pleacă și un alt frate va veni. Dar pentru că nu întotdeauna sufletul nostru ține pasul cu evenimentele bisericii, adică nu întotdeauna când este sărbătoare într-o biserică, este și aici sărbătoare. De câte ori ne este tristețe aici sărbătoare în biserică, dacă cumva cineva dintre noi în această zi frumoasă este împovărat, vrea să găsească încurajare în pasul de voi. Geneza 21 am spus, începând cu versetul 14 mai jos. Acum zi Avram s-a sculat de dimineață. A luat pâine și un burduf cu apă pe care l-a dat Agarei și l-a pus pe umăr. I-a dat și copilul și i-a dat drumul. I-a plecat și a rătăcit din pustia Berșera. Când s-a isprăvit apa din burduf, vreau să rețineți ce urmează. A aruncat copilul sub un tufiș. Și s-a dus de așezut în fața lui la o mică depărtare de el ca la o aruncătură de arc, căci zicea ea să nu văd moartea copilului. Așezut, dar în fața lui la o parte, a ridicat glasul și a început să plângă. Este un pasaj dureros. Femeia care nu avea nici o vină pentru că avea un copil cu stăpânul ei, este aruncată de acasă fără milă. Când apa îi se termină, epuizată, descurajată, face un gest pe care îl fac toți oamenii atunci când ajung la capătul răbdării, într-o fără mai mare sau mai mică asemănătoare cu gestul lui Agar. Agar când vede că nu mai are apă, când vede că nu mai este nicio șansă, efectiv, spune ea, și aruncă copilul ca pe freasă. Aruncat, spune Biblia, copilul. Un gest pe care nu-l înțelegi decât atunci când treci prin descurajarea Agarei. Vreau să spun în această ocazie, deși este o zi importantă pentru biserica dumneavoastră, un pastor pleacă și altul vine, este posibil ca în sufletul nostru să nu fie așa cum ar trebui să fie. Poate fi sărbătoare în casa noastră și povară suflet. Iar Agar reprezintă de cum ne-am dat seama pe aceia dintre noi care sunt descurajați. Sunt ocazii în viața noastră când trecem pe acolo pe unde nu ne dorim și când trecem pe aici, reacția pe care firesc o avem, știți care? Aceea s-a aruncat copilul. S-a abandonat. Dacă doi s-au certat soție, tendința firească este ca să meargă la divorț, să arunce. Dacă doi frați se ceartă, tendința, dacă i-a făcut observație pastorul sau prezbiterul, nu a venit la biserică, să arunce biserica. E o tendință firească, nu vreau să condamnez această atitudine. N-am trecut cu toții prin situații în care le-am lăsat pe toate baltă și ne-am luat câmpii. E, Agar reprezintă pe aceia dintre noi care în dimineața aceasta sunt descurajați și care poate încearcă gândul la care nu s-a gândit niciodată. Unii oameni ajung până acolo deși un capăt zilelor. Abandonează biserica, familia, relațiile, locul de muncă din cauza descurajării. Agar și-a aruncat copilul ca nu vrea să.
Nu știe nimeni ce e sufletul nostru astăzi, dar dacă cineva din dumneavoastră, în dimineața aceasta, este împovărat, ar trebui să țină cont de ceea ce urmează după ceea ce am citit până acum. După ce Agar aruncă copilul, urmează câteva versete extraordinare. Și vreau să citim aceste versete, începând cu versetul numărul 17. Dumnezeu a auzit glasul copilului și Îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis: ce faci tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare. Dumnezeu i-a deschis ochii și a văzut un izvor de apă. S-a dus de-a umplut vârduful cu apă și a dat copilului să bea. Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut, a locuit în pustie și a ajuns vânător cu apă. Vreau să observați ce contrast izbitor între momentul dinainte intervenției lui Dumnezeu și momentul de după intervenția lui Dumnezeu. Agar nu mai vedea nicio șansă, niciun viitor pentru copilul și pentru viața ei. Avea impresia că toate s-au sfârșit acolo, iar cel mai bun pentru ea acum era să aștepte moarte. Și interesant că Dumnezeu, știindu-i nevinovăția ei, curăția ei de inimă, nu lasă fără răspuns și intervine și spune un mesaj extraordinar. Ați văzut ce a spus Dumnezeu? Ce a spus? Hai să știm încă o dată. Dumnezeu a auzit glasul copilului și Dumnezeu a strigat și a zis: ce faci tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a strigat. Și apoi, scoală-te. 2. Ia copilul. 3. Ține-l de mână. Agar, aștept de la tine să mă crezi pe cuvânt. Și dacă mă crezi, scoală-te. Ești în starea ta. Fă un efort psihologic, fizic și stai în picioare. Fă ceva. Pentru că nu doar de mine depinde rezolvarea, depinde și de tine. Fă ceva. În dreptul tău. Și 2. Fă ceva în dreptul copilului tău. Ia-l de mână. L-ai aruncat. Ia-l de mână. Este un lucru extraordinar, dragii mei. Dacă Agar reprezintă pe aceia dintre doi care, trecând prin experiențe dureroase, nu mai vedem rezolvare și tindem să abandonăm totul, momentul care urmează este momentul care ne vorbește și noi. Dumnezeu ne spune atunci când trecem pe aici: scoală-ți, fă ceva, adună-ți puterile, crede-mă pe cuvânt, ia copilul de mână. Dacă aveai până acum de gând să divorțezi, să arunci căsătoria, ia soția de mână. Dacă aveai până acum de gând să rupi o relație, întoarce-te și ia lucrurile de la cap. Dacă aveai până acum de gând să, și ar putea continua, spune, este nevoie, este cazul să te răscătești. Ți înțeleg pasul, ți înțeleg durerea, ești om și nu e ușor, dar contează pe mine. Spune, voi face din el? Asta e treaba mea cu el. Dar tu fă-ți partea ta. Nu mă opresc aici. Dacă ce am întrebat în dimineața aceasta, trece cu trecut Agar, să nu uite partea a doua pasajului. Scoală-te și ține-te. Amin. Vreau să ne rugăm pentru gândurile acestea. Cineva care simte nevoia să se roage astăzi, o poate face fără grabă și îi vom susține rugăciunea. Ne ridicăm. Thank you.
Crăciun devin și acest program special cu cântarea numărul 222. Tu ești, Doamne, Pacul acestea. Sfatul Tău și să urmăm chemarea Ta. Amin. Îți mulțumim că ne-ai iubit, ne iubești și ne vei iubi întotdeauna. Amin. Ne încredem în brațul Tău și vrem ca să rămân mai tăi pentru veșnicie, unde să putem să onorăm tot de Tatăl, al Domnului Hristos și al Duhului Sfânt în veci de veci. Amin. Amin. Între țările care investesc cel mai mult în elevi se numără Franța, Germania, Belgia, Marea Britanie, Danemarca și Norvegia. State unde și finanțarea educației la nivel național are cea mai mare pondere în PIB. România este țara cu cele mai mici investiții în educație din Europa. Aceasta poate explica, printre altele, diferența dintre țările Europei în privința nivelului de trai și a nivelului de civilizație. Vom spune poate că nu ne interesează. Ce legătură are aceasta cu biserica și cu misiunea ei? Într-o ocazie, Domnul Hristos a afirmat că fiii veacului acestuia față de semenii lor sunt mai înțelepți decât fiii luminii. Luca, capitolul 16, cu versetul 8, ultima parte. Ei știu unde să investească pentru a asigura viitorul unei națiuni viitor din perspectivă omenească.
Ellen White scria bisericii. Trebuie să fie creat un fond destinat înființării de școli pentru înaintarea lucrării de educație. Dumnezeu nu ne vrea cu niciun chip rămași în urmă în lucrarea de educație. Dacă nu avem școli pentru tinerii noștri, ei vor frecventa alte instituții sau colegii și vor fi expuși ideilor necredincioase, îndoielilor și nodurilor în papură referitoare la inspirația Bibliei. Este mult de spus în ceea ce privește înalta educație și mulți consideră că ea constă în întregime în învățătură din domeniul științei și al literaturii. Dar acestea nu sunt totul. Înalta educație include cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu și este rezumată în cuvintele să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Text care se găsește în Marc, capitolul 17, versetul 3. Biserica trebuie să investească în educație dacă vrea să fie credincioasă lui Dumnezeu și consecventă chemării primite. Astăzi avem această ocazie. Colecta din sabatul acesta este destinată bugetului Departamentului Educație. Rog frații diaconi să treacă prin gânduri pentru a strânge zecimile și darurile. Tatăl nostru, care iubește un zi în glorie și mărire, venim în umilință aceste suflete cu bucurie la picioarele tale să-ți mulțumim că ești în mijlocul nostru. Amin. Vrem să-ți mulțumim de dată pentru aceste daruri pe care copiii tăi cu bucurie le-au adus. Amin. Te rugăm, Doamne, să le binecuvintezi. Amin. Și te rugăm să le dirijezi Tu în lucrarea Ta, acolo unde este nevoie, ca ea să-și atingă scopul și revenirea Ta să fie cât mai grabnică. Te rugăm să binecuvintezi pe cei care le-au dăruit. Amin. Și să le binecuvintezi și partea care le-a rămas acasă. Amin. Și să faci Tu ca niciunul să nu ducă lipsă de niciunul necesar. Amin. Și te rugăm, Doamne, ajută-ne să fim de folos și celor care sunt mai în nevoie decât noi și ajută-ne, Tu, Bune Tată, ca prin trăirea noastră și prin purtarea noastră să putem fi o mărturie a Cuvântului Tău. Amin. Ne încredințăm în brațele Tale și îți mulțumim pentru tot ce ai făcut. Fii slăvit, Părinte Bun, și acum, dar și în veșnicie. Amin. Amin.
benefic pentru meditații. Vă aduc întâi să aduc cărți la echipa de la conferință. Azi avem 7 predări în district, toți 7 suntem plecați la câte o predare. Și doi vă duc să din partea Bisericii Vizilei, unde a fost abatul trecut dimineața la inaugurare, și la Bogească, unde a fost abatul trecut după amiază. Să se duc la cele două biserici surori. Iată-ne ajuns și în fața unui moment foarte important. Un moment care va face de azi încolo parte din istoria acestei comunități și din istoria conferinței noastre și din istoria vieții noastre personale. Este ocazia când fratele Voicu, după 7 ani, va trebui să vă spună la revedere și să la voi cunosem. Iar în locul dumneavoastră, fratele Eremie, și cu sora Eremie, să înceapă să vă slujească pentru nu știu din câtă vreme. Dar însă că înainte de toate, ca o pregătire a momentului ce urmează, ca o conștientizare, pentru că mutarea de pas înseamnă și acum misiune, face parte din viața bisericii, aș vrea ca să înțeleg din Biblie la un text foarte cunoscut. Să existe cumva și moment devoțional pentru noi toți. Matei 5 cu 14. Spun. Voi sunteți lumina lumii. O cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Textul acesta face parte din ceea ce noi numim predica de pe munte. Vorbește Iisus la o mulțime de oameni pe striță, erau bărbați, erau femei, erau bogați, erau săraci, erau copii, erau bătrâni. Și îi spune dintr-o dată, voi sunteți lumina lumii. Îi spune numai ceva foarte interesant, că deși această predică a fost rostită în amuzul mulțimii, ea s-a adresat ucenicilor. Deși toți auzeau mesajul, să aveam în vedere pe ucenici, voi, tu de acolo, tu de acolo, tu de acolo, voi sunteți, eu contez pe voi. Voi sunteți lumina. Mă gândeam acasă cum ar fi fost dacă aș să vin cu 4 lumânări, dar mi-a fost teamă că o să mă interpretați greșit. Dar imaginați-vă că aș veni cu o lumânare și aș aprinde-o. Și aș ține-o mână stângă. Aș aprinde-o și pe a doua și apoi l-aș apropia. Ce s-ar întâmpla cu lumina celor două? S-ar uni și s-ar uni. Dacă aș aprinde-o și pe a treia și aș pune-o lângă cele două, ce s-ar întâmpla? Lumina s-ar uni și s-ar mări. Dacă aș pune-o și pe a patra și tot așa, dacă aș uni 70 de lumânări, sau 12 ca la ucenici, lumina lor ar fi mai mare. Ei, pasajul are aici în vedere un aspect personal, că tu ești lumina, dar are și un colectiv, că noi toți suntem o lumină mai mare. Și ce-a observat frate Eremie? Atunci când mergem la mântări, spune fratele Voicu că oamenii vor să vadă pe pastorul meu, spuneam că mărăță. Atunci când mergem la mântări, biserica așteaptă ca pastorul să fie, care vine special, lumină. Când vorbește dumnealui, să fie clar. Când apare o problemă și Dumnezeu intervine, să fie. O să vă spun ceva la ce dumneavoastră nu vă gândiți. Ce gândesc pastorii când vin într-o biserică? Mulțumesc foarte! Și pastorii își doresc ca bisericile pe care le vor păstori să fie lumină, să nu creeze probleme, să meargă în societate și cu bunătate și cu răbdare și înțelepciune, să conducă pe oameni la Dumnezeu. Textul acesta vizează colectivul unei biserici, dar și pe fiecare om personal, nu doar pe mine sau pe fratele voi.
Însă, aflu ca să merg puțin mai departe, timpul trece. Biserica Adventistă, ca oricare altă biserică, are în ea două categorii de oameni. Sunt oameni care chiar sunt lumina lumii, care nu se bat în piept cu aceasta, dar modul în care trăiesc, cum se raportează la Dumnezeu și la semne și la principiile, adevăratele valori, arată că ei sunt lumina lumii. Poate nici măcar nu știu aceasta. Este și o altă categorie biserică pe care doar Domnul o știe. Oameni, atenție, care cred despre ei că sunt lumina, dar care nu sunt. Toate se pare rău. Nu știu. Micul nu știu cine este. Și ar fi o greșeală care nu se arată când am greșit. Dar cred că în această dimineață e importantă pentru noi toți să ne întrebăm fiecare, Doamne, eu ce sunt? Sunt lumina? Sau întuneric? Și ca să ne fie mai ușor să răspundem la întrebarea aceasta personală, vreau să prezint trei elemente care ne pot ajuta să identificăm adevărul. Eu sunt convins că noi toți de aici vrem să fim lumină. De acord? E clar. Nimeni nu vrea să fie întuneric. Și cu toate astea se întâmplă să fim și întuneric. Pentru că dar nu e suficient ca un om să vrea să fie lumină. Nu e suficient. Poți fi întuneric deși vrei să fii. Și aș prezenta foarte scurt, foarte scurt, trei elemente, trei condiții, fără de care un om, oricât de mult și-ar dori să fie lumina, nu poate. Și primul element pe care l-am identificat, care ne poate ajuta ca să fim lumină, știți care este? În acest pasaj l-am înțeles. Iisus nu spune următoare oameni de pe drum, tu ești lumina lumii. Ci spune ucenicii, după ce petrecuse cu ei un anumit timp. Când viața lor a fost luminată de viața și principiile lor. Dragii mei, prima condiție ca eu, ca noi să fim lumină, și care este? Ca întâi, noi să petrecem un timp cu Dumnezeu. Fiecare timp petrecut cu Dumnezeu dimineața este o zi în care primim lumină. Știți, un om care stă o oră pe zi la televizor timp de 2 ani va fi influențat de lumina, în ghilimele, de acolo, de întunericul de la televizor. Un om care stă cu Dumnezeu fiecare zi o oră, spune sora White, va fi influențat de lumina de acolo. Și acum poate fiecare putem gândi în dreptul nostru. Toți oamenii mari lui Dumnezeu, care au fost lumină pentru alții, au avut ceva în comun, timpul cu Dumnezeu și în cei paranteza. A doua condiție. Am găsit-o citind de un verset din Matei 2 cu 2. Și au întrebat unde este împăratul de curând născut al ideilor, atenție, fiindcă i-am văzut steaua în răsărit. Întreabă magii, unde este? Pentru că i-am văzut. A doua condiție ca să poți fi lumină, știți care este? Este ca eu să văd. Magii pot fi lumină acolo, pentru că ochii lor văd steaua. Știți ce făceau magii când au văzut steaua? Se rugau. Și cercetau Scripturile. Petreceau un timp cu Dumnezeu. E această legătură foarte strânsă între timpul petrecut cu Dumnezeu și capacitatea de a vedea. Steaua nu o vede niciun om mare de stat, niciun fariseu, niciun levit, ci niște magi care citeau Scripturile. Și dacă vreți, mergem la Ioan 1:29, apare aceeași idee, a doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată, ne magilor steaua, iar Ioan vede un om. Vreau să vă spun că toți ochii de acolo prezenți
Au văzut cum un om cu o haină fără cusătură a venit la botez. Toți l-au văzut. Dar ce au văzut în acest om doar ochii lui Ioan? Doar Ioan vede în acest om mielul lui Dumnezeu. Doar Ioan vede că el este miel și face lumină. Pentru că el ajunge să facă. Acela e a doua condiție. Este ca ochii noștri să ajungă să facă. Și ce spune ea? Când un orb călăuzește pe alt orb, se întâmplă ceva. Cade amândoi în groapă. De câte ori? Poate n-am încercat eu să călăuzesc pe un orb în timp ce eu însumi. Care e prima condiție? Mă ajutați? Să petrece în timp cu Dumnezeu. Care ne va influența și ne va aduce lumină. Care este a doua condiție, care este naturală după prima. Dacă stai în timp cu Dumnezeu, ajungi să vezi. Să vezi că este păcat să faci asta, să vezi că este păcat să faci asta, să vezi că nu este normal să faci asta. Ajungi să vezi. Și atunci poți să fii lumină. Iar a treia condiție este cea mai grea de îndeplinit, de realizat. Atunci după ce ai petrecut în timp cu Dumnezeu, George, după ce ochii tăi au ajuns să facă, mai e nevoie să faci ceva. După ce ai ajuns să vezi, să nu stingi lumina. Știați voi să vezi. Sunt oameni care după ce au ajuns să înțeleagă un lucru, iau o decizie fie să stingă lumina, fie să o aprindă. Dau câteva exemple de oameni care au ales să stingă lumina. Ce-a făcut Ierod după ce a ajuns să vadă lumina? Iată pe cel născut. Ce-a făcut Ierod? Serios? S-a născut! Se știe tot Imperiul! Aduceți-l aici! Așa a făcut? Să nu știe nimeni. Stinge lumina. Toți pruncii să fie uciși. Ce ajung să vadă, amin, să stingă lumina. Aș putea un exemplu, Iuda Iscarioteanu. Știe el cine este Iisus? Ce ziceți? Știa, fii vă întreb. Dar un singur exemplu în care Iuda a spus, el este Fiul lui Dumnezeu. A spus-o cuiva? A spus-o? Niciodată! Niciodată! Deși știa cine este. Au spus-o demonii. Au spus-o îngerii, au spus-o oamenii, dar niciodată Iuda. Pentru că el a ales să stingă lumina. Dar sunt totuși oameni care atunci când au ajuns să vadă, nu aleg să stingă. Și am ales aici, dragii mei, un exemplu extraordinar. Au un om care atunci când a ajuns să înțeleagă un lucru, să vadă cum vede Dumnezeu, cu orice preț a prins. O să mergem repede. În cartea lui Neemia, la capitolul 10, 13 cu 15. Sunt două texte extraordinare. Și rețineți cum începe versetul. Pe vremea aceea, cum continuă? Ascultați-mă. Am văzut. Mulțumesc. Pe vremea aceea am văzut în Iuda niște oameni călcând la teasc în ziua sabatului, aducând snopii, călcând măgării cu vin, sluguri și smochine și tot felul de lucruri și aducându-le la Ierusalim în ziua sabatului. Și i-am gustat chiar în ziua când își vindeau mărfurile. Atenție! Neemia merge în Ierusalim ca să refacă cetatea și rămâne șocat când în zi de sabat oamenii plecau la teasc. Când în zi de sabat plecau cu măgarii pe câmp, el care era într-un popor străin, ținea sabatul. El spune, am văzut. Trebuie să întreb ceva. Ceilalți nu vedeau când plecau în sabat? Dar vedeau toți. Dar ce vedea doar Ioan? Doar el vedea că fi păcat să plece în sabat. Neemia avea o mare problemă. Neemia putea spune, dacă eu mă iau de ei,
ăștia mă trimit acasă. A trebuit să le spun mai peste vreo două săptămâni, să vadă ei de la mine când țin sabat, cum facem noi adesea, știi, să vadă la mine un exemplu bun. Ea mie spune, i-am mustat chiar în clipa când își vreți să mă buți, eu plec. Și dacă ne uităm ce a făcut cu cei care veneau să vândă, ne arată că el acționează pe loc, el nu stinge becul. Iar ce urmează extraordinar, ce vreau să mă găsesc extraordinar. 23. Tot pe vremea aceea, ce urmează? Pe vremea aceea, virgulă, ce spune Biblia? Am văzut, se repete expresia, am văzut pe niște iudei care își luase neveste afrodiene, amonite și moabite. Fiilor cunoșteau limba și nu mai intrau în ea. Nemia mai frică o ciudățenie. Lui Dumnezeu încuscrit cu popoarele păcătă. Ce face Nemia? Avea argumente să spună, Doamne, dar de asta chiar nu se pădu, nu pot să mă leg. Păi sunt copii la mijloc, Doamne. Ce face Nemia? Este ceea ce citim, vom citi acum, nu veți găsi nicăieri în această carte. Dați-mi voi să citim versetul numărul 27, nu, și 5. I-am mustrat, sunt cuvinte grele, și i-am blestemat. Am lovit pe unul din ei, i-am smuls părul. Și i-am pus să jure pe numele lui Dumnezeu zicând să nu vă dați fiice după fiilor, și să nu vă... și mă blestem. Nicăieri nu am găsit să fac așa ceva cu un conducător din această carte. Am mustrat, am blestemat, am lovit și l-am smuls păr. Tu sugerezi că asta trebuie să facă fratele Neremia. Sau unul dintre noi, Dumnezeu ne-a inspirat aceste idei pentru că timpul cerea probabil acesta în el. Dar care este ideea de voastră, dragii mei? Că Neemia, în momentul în care a ajuns să vadă că este o problemă să meargă în sabat, că este o problemă de siguranță națională să ai o altă nevastă în alt popor, el cu orice preț aplică orice, numai să cruțe poporul de pedeapsa lui Dumnezeu. A treia condiție este că atunci când Domnul meu a ajuns să vadă, să nu sting lumina. Sigur, nu mai vreau acum doar când ajung să văd păcatul din viața fratelui. Deci suntem experți în aceasta. Așa ne ajută firea. Dar atunci când ajung să vedem păcatul din viața noastră, de câte ori nu stinge becul. Lasă că fac și alții, lasă că Domnul este bun, lasă că nu mai fac de mâine. Să aplică inclusiv la viața mea. Ca să putem fi lumina lumii, e nevoie să petrecem în timp cu Dumnezeu, în fiecare zi. Este nevoie ca ochii mei să fie deschiși, să vadă ce e păcat, ce nu e păcat, cât ori facem tragedii, pe ceva care nu merită. În familie sau în afară ei și trei. Atunci când am ajuns să văd, trebuie cu orice preț să spun, să nu stic. Știți ce spune despre David? Să nu ieși la luptă ca să nu stingi lumina lui Dumnezeu. Am uitat pasajul, da? Oamenii vedeau în David lumina lui Dumnezeu. Vă să întrebăm asta, dragii mei, un lucru greu de răspuns la el. Poate spune soția mea despre mine. Poate spune copiii mei despre mine. Ce au spus despre David oamenii aceștia. Poate spune tatăl meu bătrân despre mine același lucru. Poate spune frații mei, surorile mele, mama soacră. Poate spune colegii mei. Revoarcă și la dumneavoastră. Poate spune fratele Coșoca, lumina lui Dumnezeu. Fratele, de când un exemplu fratele Coșoca, n-am nicio alusie. Poate. Știți?
Știți că Iisus, urmasem la apărul tezului, s-a rugat spre Lui, s-a deschis cerul și a avut o voce care spune: Tu ești Fiul meu, preiubit Fiule, îmi place de tine. Îmi place toată plăcerea, îmi place cum vorbești, cum te rogi, îmi place de tine. Poți spune oamenii, poate spune Dumnezeu, dacă un om care este mină Lui și mică povestire reală, poate vă gătecem de fixe, cum mai putem să puțin, da? Da, da. O povestire reală, face, eram în Bulgaria, în 2011, în 2004. Și venise la biserică o doamnă care se vedea că trăia într-o societate înaltă, care avea o problemă. Vrea să se boteze, însă nu vrea să-și dea ceea ce e jos. Și mai rău, nu vreau să nu-i da voie nici să-i dea jos, nici să boteze. Și într-o zi m-a chemat la Densa să-i fac o vizită, punându-i speranțe că eu am să-l conving. Când îmi întreba ce este soțul, vezi că e pensionar și că a fost ofițer în marină, în armată, m-am speriat puțin. Am dus acolo că am vorbit și am vorbit un om foarte solid, un om cum sunt cei care au trăit ani în zi în armată, un om foarte categoric, dar politicos, m-a chemat acolo pe fotoliu. Și am vrut să discutăm de toate, dar nu reușeam să duc spre religie subiectul. Era foarte dibaci, orice încercare a mea timidă de a duce spre subiectul dorit, discuția, știa să o duc în altă parte. Și în final, dezamăgit de mine însumi, nemulțumit că am fost degeaba, îmi pun o întrebare. Domnule Mungati, vreau să vă întreb, ați cunoscut vreodată de adventist? Ca să fiu mai direct. Și însu face o pauză lungă și parcă îl vedeam așa cum scormonea în memorie, după care spune, da, Ionel. Și povestește o întâmplare care a fost pentru mine extraordinară. Eram tânăr, spune, în același apartament locuiam cu soția. Eram în concediu. Și la noi când se dau alarme, trebuie să mă trebuia să ne anunțe de la ușă, nu ca cu prin telefon, mi-a zis atunci. Venea și mă cheamă un soldat. Și la mine la ușă sună soldăria și la ușă când mă uit, cel care trebuia să mă anunțe, Ioana, era adventist. Tovarășe, dați-mi voie să raportez, este alarmă, trebuie să veniți, acum suntem cu mașina jos. Și zic, măi Ioana, spune că nu mai găsit. Uite, sunt colegii mei, dar chiar ne cinsteam și noi. Spune că lumea este acasă și asta. M-a plecat Ionel și după câteva minute, Ionel, ce este Ionel? Tocmai dați-mi voie să vă raportez. Eu nu pot să spun că nu v-am găsit dacă v-am găsit. Vă rog frumos, veniți la un dat. Eu vă spun că v-am găsit. Și spune domnul Bugadi, domnul George, de dracul lui, am îmbrăcat și am plecat cu mine. Iar în final, a plăcat, o lasă să boteze. Fără să ajungă discuția aceasta. Așa un om care a fost lumina pentru domnul Bugadi, iar influența lui bună a venit după aproape 35 de ani. Facă domnul. Ca viața mea și a noastră tuturor, chiar să fie lumina lor, voi sunteți, eu contez pe voi, să împlinească el acest verset cu noi toți. Amin. Amin. Și pentru că în Biserica Adventistă există practica ca un pastor să nu stea multă vreme într-un loc. Mă aflu și eu aici. Așa arată experiența de ani de zile că este necesar pentru pastor, pentru familia lui, deși este dureros, ca după vreme să-și arămă zbun de la biserica respectivă pe care a slujit-o ani de zile.
Suntem la momentul în care fratele Voicu, după 7 ani în care a fost împreună, care v-a slujit, să aibă ultimul cuvânt în calitate de pastor al acestei comunități. Deci ar vrea să-l fratele Voicu să ne spună acum la plecare ce simte, ce gândește și îl asigurăm că ascultăm cu drag. Frate Voicu, ultima ocazie. M-am gândit să ne duc dieta încoace, dar pe Alex să mai fac deranj. Dar să vă spun ce amânia mi-am luat toate bagajele din dulapior, dulapior care se dă cu elemenii, ce o pune în dulap, nu știu, dar am avut acolo o carte de doctrină, ceva din spiritul profetic, câteva cărți misionare și o Biblie și un prosop. Prosopul aveam un cap în care ar fost să plâng, să am cu ce să mă șterg. Însă prosopul a rămas uscat. Mă gândeam să-l aduc la mod, să-l am aici pe ambon, că s-ar putea să am nevoie de el, dar sper să mă țin bine. Din altă perspectivă, apropo de ce a spus fratele Părbitu, plecare și așa, în spirit, rugirea mea de rigoare, este interesant că fratele Părbitu a mai vizitat comunitatea Hocior când plec eu. Este o ocazie în care prezența dânsului este binevenită, numai că plecarea mea este însoțită de, de venirea altuia. Și așa că este o ocazie binecuvântată în cadrul bisericii noastre. La ce mă gândesc pentru o ultimă vorbă de Duh înaintea dumneavoastră? În primul rând, ce mi-am notat eu așa aici, mulțumesc că fac parte din o biserică a Bibliei, o biserică care iubește pe Iisus și m-am bucurat că am putut să fac parte din biserica dumneavoastră timp de 7 ani, printre cei care într-adevăr v-au dovedit ca niște oameni iubitori de Dumnezeu. Mulțumesc comitetului de acum și tuturor celor care au fost din comitet, am avut o colaborare bună, frumoasă, echilibrată, armonioasă. Mulțumesc comitetelor pe departamente și mă refer la departamentul de tinere, diaconia, de asemenea mă gândesc la departamentul muzical, a făcut eforturi, știu că s-a muncit, dar sigur sunt că Domnul a notat toate în cartea lui de aducere aminte, eforturile voastre. A fost ocazii în care a fost chiar împovărător, dar asta e tot peste toate. M-am zis să nu amintesc nume, ca să ar trebui după aceea să amintesc că fratele Iisus vorbesc la general. Mulțumesc bătrânilor bisericii. A fost niște drăguți și am simțit rugăciunile de dumneavoastră. Chiar dacă se spun că bătrânii n-au ce să facă, aveți ce să facă. Vă puteți ruga și rugăciunea este prețioasă. Mulțumesc copiilor pe care ați la biserică. Ei sunt prețioși. E cea mai mare avere a noastră. De asemenea, mulțumesc celor care s-au ocupat de copii în cadrul bisericii. Mulțumesc fiecărui membru din Biserica Păișor, pentru că v-ați adus aportul tacit, anonim. Poate unii mai deschis, pentru că ați avut posibilitatea, dar știu că fiecare v-ați făcut parte înaintea lui Dumnezeu. Domnul să fie cu dumneavoastră. Și știu sigur că Domnul vă știe păsările, ruga și dorința. Am adus aici toate cuvintele noastre de bine. Le-am citit de toate. Ați fost niște drăguți. Nimeni nu mi-a zis nimic de rău, numai de bine. Cred că pe versul trebuie să scrie și din cele care nu au fost cele mai bune, pentru că există. Dar Domnul să ne ierte pe toți. Și cred că ăsta este lucrul cel mai bun. Prin cuvintele noastre v-ați demonstrat bunăvoința, înțelepciunea și am văzut așa, printre rânduri, iubirea de Dumnezeu și iubirea frățească. Vă mulțumesc foarte mult!
Mulțumesc colaborării pe care am avut-o la nivel de conferință. Am avut o colaborare bună. Și Domnul să vă întărească, să vă spune mai departe. Iar în ce privește fratele Ieremie, să spun câteva lucruri, s-au rămas de foarte mult timp și istoria noastră s-a împletit. Când dânsul a plecat de la Norgrand, m-am dus eu după dânsul. Când am plecat de la Învingător, a venit dânsul după mine și acum iarăși vine după mine. Mi-a ținut foarte aproape. Da. Cred că ne asemănăm în multe privințe. Cred eu că există și o relație așa de prietenie și suntem asemănători în multe privințe. Acum știu eu și vârsta. Ne asemănăm și în ce privește soțiile, pentru că și Iulia este cam asemănătoare cu a mea, este o soră liniștită, își vede de ale dânsii, nu este foarte expansivă, însă este un sprijin permanent lângă soțul dânsii și știu că fac o echipă bună. Adică, cu alte cuvinte, eu zic că veți fi pe mâini bune. Și Domnul știu că ea bine cu contact și pe dânsi și cu familie credincioasă, cu copii la locul lor și Domnul să-i binecuvinteze. Rostul nostru. Ce căutăm de fapt? La venirea unui pastor nou sau, hai să zicem, de plecare. Și poate și plecarea. Noi ne împletim viața unii cu alții. Noi aici construim viitorul, nu acesta de aici, ci viitorul veșnic. Vă dați seama că noi construim aici șederea noastră în Împărăția Cerurilor pentru veșnicie. Vom depăna această istorie acolo. Și surprinzător este că vom povesti altora care n-au avut parte de har. Vor fi nații, popoare, alte creații care vor spune cum a fost la voi. Și când vă va întreba cineva, veți aminti probabil de această întâlnire în care veți pomeni despre familia sfântă, împreună, o echipă, oameni care s-au respectat, s-au iubit împreună, cu greșeli, cu păcate, dar care au mers mai departe. 7 ani împreună. N-are cum ca această istorie să treacă în ea. Niciodată nu o voi uita și sunt sigur că nici dumneavoastră nu o veți uita. Pentru că lucrurile se leagă, cu bune, cu rele. Niciodată nu cred că un om ar putea să fie pus pe un piedestal și să spui despre el că este venit din cer. Suntem oameni, să Dumnezeu ne-a dat niște capacități spirituale excepționale de a putea să vedem dincolo de aparențe și dincolo de momentele mai dificile. Mă simt onorat că am fost cu dumneavoastră perioada asta de timp și experiențele mele le-am transmis, dar am îmbogățit cu experiențele voastre. Predicile mele au avut ca subiecte sau, mă rog, motivație și substrat din experiențele dumneavoastră. Și cercetarea aceasta mi-a făcut foarte bine. Un cuvânt din partea lui Dumnezeu care aș vrea să rămână în amintirea noastră și în gândul nostru de acum. În Matei, capitolul 12, am 3 pasaje care le voi prezenta scurt. Dar mi se par foarte, foarte important. Pentru mine, cel puțin, și este gândirea mea prezentă și viitoare. Bineînțeles că întreaga Evanghelie este importantă pentru fiecare dintre noi. În Matei, capitolul 12, versetele 46-50. Pe când vorbeam că Iisus noroadelor, și a fost o discuție foarte interesantă. Iisus se prezintă ca fiind robul Domnului, împlinirea care se face în viața Lui, conform profeției din Isaia. Apoi vorbește despre minunea cu prorocul Iona, că El este Cel care avea să aducă la îndeplinire marele plan al mântuirii. Și în acest context, când Iisus predică lucruri majore, care țineau de plan de mântuire, țineau de modul în care El se raporta la Dumnezeu, la oameni. Pe când vorbea încă Iisus noroadelor, iată că mama și frații lui stăteau afară și căuta să vorbească cu el. Atunci cineva i-a zis, iată, mama ta și frații tăi stau afară și caută să vorbească cu tine.
Dar Iisus a răspuns și lui ce aducea știrea aceasta. Cine este mama mea și care sunt frații mei? Apoi și-a întins mâna spre ucenicii săi și a zis, iată mama mea și frații mei, căci oricine face voia Tatălui meu, care este în ceruri, acela este frate, soră și mamă. Normal că este un subiect care ar putea să fie prezentat într-o predică întreagă. Eu voi spune doar câteva comentarii scurte și apoi o concluzie. Ideea este foarte profundă și creează chiar o anumită contradicție. Cum adică, pe tine mama ta, frații tăi, măi, trăit într-o casă acolo, 30 de ani, ai fost cu ei, nu? Iar Iisus vine și spune ceva care este chiar ieșit din comun. O întrebare, ai zice că este retorică, dar ea nu este retorică. Ea duce în altă parte. Cine este mama mea și care sunt frații mei? Și apoi arată la mulțimea aceea de acolo, oameni care erau din toate locurile. Probabil că cineva de acolo l-a văzut pe Iisus pentru prima dată cu acea ocazie. Dar a fost încântat de cuvântul Domnului. A fost profund impresionat de cuvântul pe care Iisus l-a spus despre robul Domnului. Și a adus aminte că el a citit din cartea lui Isaia. Și acum își făcea gânduri. E extraordinar, înseamnă că El este Mesia. Începea să prindă contur în mintea, în inima acelui om, credința în Iisus ca Mântuitor personal. Deci oameni care, din punct de vedere omenesc, a relațiilor noastre trecătoare erau minime. Dar Iisus spune așa, relațiile spirituale sunt superioare tuturor celorlalte relații. Dacă ar fi să aplicăm pentru noi astăzi, vă puteți da seama, discuții, nu? Îți iubești familia, normal că îmi iubesc soția, copiii mei, e familia mea, nu? Suntem acolo, am trăit acolo. Și să vin înaintea bisericii să spui așa, cine este mama mea, soția mea, copiii mei? Voi sunteți biserica. Cine anume? Cei care fac voia Tatălui meu care este în cer. Cred că cele mai profunde relații care se pot stabili între oameni sunt relațiile spirituale, bazate pe o credință profundă în Dumnezeul cel adevărat și în Iisus Hristos ca Mântuitor. Întotdeauna, într-o biserică, dacă există vreo problemă, acea problemă, vremea lui Nemia, amintea fratele Georgel, dacă există vreo problemă, sau, mă rog, mai multe probleme, ele vin de unde? Din relația deficitară pe care eu cu tine o avem cu cine? Nu cu altul, ci cu Dumnezeu. Cam cum ar apărea o biserică unde toți membrii iubesc pe Iisus? Cam care ar fi relația cu familia mea de acasă, cu familia de la biserică, cu bătrânii bisericii, dar cu copiii, dar cu cel sărman, dar cel care nu are o haină? Care ar fi relația cu aceștia dacă eu l-aș avea pe Iisus în prim planul vieții mele? Siguranța aceea ar fi o biserică vie, constructivă, iertătoare, cu o perspectivă măreață de a putea să slujească pe Dumnezeu. Ce, acolo n-ar mai fi greșeli? Acolo nu s-ar mai strica zugrăveala? Acolo ar merge toate aparatele perfect? Normal că lucrurile se degradează. Dar ei se refac în continuu. Pentru că ei fac voia Tatălui care este în cer. Voi sunteți frații mei, familia mea. Și în cauza aceasta vorbesc din toată inima, pentru că Domnul mi-a pus această dragoste pentru voi. Și vorba lui Iosif. Dacă e să plec, să rămâneți, să mergeți mai departe, dar să nu vă certați, să nu vă certați. Să iubiți și să respectați pe pastorul dumneavoastră ca pe mine. Și aș putea să spun așa, crescând și privind la Iisus, să iubiți cum l-ar iubi Iisus, sau cum va iubi Iisus pe voi. Al doilea pasaj biblic. 1 Corinteni la capitolul 9.
am putea vorbi foarte mult și ne-am vorbit din de 7 ani, din Pavel, este un scriitor prolific, dar un om cu experiență bogată și știu că toți suntem îndrăgostiți de acest mare bărbat și creștin, iubitor de cuvânt și iubitor de Domnul. Dar la capitolul 9, versetul 24, vine și spune Pavel un lucru foarte interesant. Am să dau citire. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște, se supun la tot felul de înfrânări. Și fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteși. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteși. Eu deci alerg, dar nu ca unul care n-a ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt. Și mă port aspru cu mine și țin acest trup în stăpânire, ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Pe de o parte, e o lecție pentru fiecare dintre noi și eu cred că acest cuvânt poate să ne dea puterea să biruim lucruri complicate din viața noastră, nu de dragul meu. Normal, când vine cineva la început în biserică și am primit cuvinte minunate din partea sorei Carmen, din partea sorei Elisabeta. Vă mulțumesc! Sunt copiii de început, de-abia s-au botezat și sunt îndrăgostite de Domnul, de pastor. Dar până la urmă, problema se pune mai sus. Eu ce sunt? Sunt un profesor, poate sunt un medic. Poate sunt un antrenor. Am nevoie de un antrenor când este vorba să câștig un premiu la un concurs. Păi fără antrenor nu poți face nimic. Poți să te duci la spital să te vindeci singur, n-ai nevoie de medic. N-ai nevoie de profesor atunci când e vorba să te pregătești pentru olimpiadă sau pentru examenul de capacitate. Ai nevoie. Noi suntem aici pentru că suntem într-o școală, suntem într-un spital. Avem nevoie unii de alții. Medicul la rândul lui are nevoie și el de un alt medic, că și el se îmbolnăvește. Problema este că trebuie să acceptăm acest plan. Ce face antrenorul? Eu doar un exemplu. Și medicul, și profesor. Ce face antrenorul? Mai mult, merg la sală, fac mișcare, un not și mă uit la cei care sunt antrenați. Mă rog, pot, costă. Și mai ales doamnele sunt cele care iau antrenori. Vor să slăbească, în sfârșit să arate bine. Deci, antrenorul este plătit și apoi stă lângă tine, nu face nimic și îi spune hai, hai, mai mult, mai mult, hai, că mai ai încă. Și săraca fata gâfâie și chițăie că nu mai poate, dar antrenorul nu o lasă. Adică îl plătești ca să te chinuie. Să te chinuie, el nu te lasă. Hai, hai, țipă la tine. Dar tu îl plătești. De ce? Pentru că el știe ce trebuie. Și spune așa, dacă nu te forțezi și n-ajungi la durere, n-ai să poți să depășești. Ce face profesorul cu elevul care? Eram în ultimul an de liceu și mă pregăteam de facultate. Eram la un profesor la matematică cu fiul dânsului, făceam la fizică. Eram deci oameni în toată firea, nu? 18 ani. Eram cu colegul meu, prietenul meu, cel. Omul avea o linie așa. Și în momentul în care nu era ceva corect, îmi spunea, ai mâinile pe masă, deja știam. Ne dădea cu linia peste mâini. Cui? La un om de 18 ani. Dar stăteam cu minți, pentru că aveam nevoie de el, că dacă nu l-ascultam, ne dădea afară. La el era coadă, era un profesor foarte bun. De ce îl plăteam? Ca să mă bată. Dar de ce mă bătea? Pentru că n-am făcut problema. Mă, ticălosule. Nu ți-am arătat, mă, uite-mă. Și îmi dădea foile înapoi. Și mi-a arătat problema care am făcut-o cu el. Uite, doar trebuia să copiezi. Trebuie să repeți. Așa că antrenamentul ne place. Și în biserică, la pastorul, comitetul, sunt niște antrenori. Până la urmă, Pavel ce spune? Eu însumi va trebui la un moment dat să mă antrenez. Cum? Auzi ce spune Pavel. Eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș fi încotro. Mă duc cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și țin în stăpânire. Să dea Domnul ca și eu și dumneavoastră să ne ținem în stăpânire. Lângă Domnul. Normal,
că vin dușmani dintr-o parte din alta, giganți, uriași, te sperii, sau probleme, descurajări, probleme în biserică. Dar eu ce să fac? Să mă țin tare de Domnul. Și ultimul pasaj, Luca, capitolul 17. Îmi place foarte mult acest pasaj. Și îl iau pentru mine și îmi dea să fiecare luați-l ca atare. Începând la versetul 1, Iisus a zis ucenicilor săi, este cu neputință să nu vină prilejul de păcătuire, dar vai de acela prin care vine. Ar fi mai de folos pentru el să-i se lege o piatră de moară de gât și să fie aruncat în mare decât să facă pe unul din acești lucruri să păcătuiască. Avem istoria, știm despre lucruri nepotrivite care s-au pericut în biserică, Dumnezeu să ierte, Dumnezeu să ne ierte, dar greu este atunci când apare piatră de întotdeauna m-am rugat înaintea Domnului, Doamne, chiar dacă noi facem lucruri foarte mari, măcar să nu fie o pricină de? Și m-am uitat la mine, m-am uitat în oglindă, m-am uitat la familia mea, soția mea s-a uitat la mine. Mă, mergem acolo înaintea acestor oameni. Ei sunt oameni sinceri, iubesc pe Domnul, dar se uită la mine, că sunt înaintea lor. Doamne, ajută-mă să nu fiu o pricină de poticnire. Sper că am reușit. Am un cuget curat la capitol, dar probabil voi fi greșit. Iertare. Pentru că în continuare spune Domnul, luați seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Apostolii au zis Domnul, mărește-ne credința. Mă rog Domnului pentru mine și familia mea, ca în continuare să nu fim pietre potrivnie. Și în continuare să putem ierta. Și mi-a să ziceți la fel. Și în continuare ne rugăm și spunem așa, Doamne, mărește-ne credința. Că știu că Domnul să te rog la pentru mulțumim, Tatăl, pentru cuvintele de suflet și cele duhovnicești din cele 3 pasaje de răstită. Vreau să-l fim înțelepit în gândire, dar și pe să în parcă vă de la ca să ne exprim aprecierea și prețirea personal, dar și în echipa de la conferință. Poate că Tatăl voi cunoștie prima dată o văzut pe fratele Voicu, se întâmpla la Mureș la Unita. În 90 de la anul, nunta fiicei fratele Urban. A fost prima dată când l-am văzut și vă spun că m-a impresionat. Frerica! A sfârșit aducând în față un cactus. Frumos a prezentat cactus și fac flori foarte rar, luată la 10 ani și a venit un înflorit. Și nu zic două floare. M-a impresionat. A fost prima dată când l-am văzut pe telefonicul și predica aceea chiar m-a surprins. Personal. Îl apreciez foarte pe telefonicul. La așa se mână cu pană. Un om foarte alt. Așa este? Da. Un om care știe ce vrea, un om al proiectelor, s-a văzut și în echipa de la București, un organizator. E ceea ce să vă spun personal, îi admir familia. Are 4 fete, se vă bucurează de el. Iar familia este familia încă Dumnezeu. Este o mare performanță pentru un pastor, ca în ciuda cum se ia acasă, să-i țină familia unită lângă Dumnezeu, vă rog fericirea și să doi, vreau să ne spun aprecierea numele echipă de la conferință. Multe conferinței a apreciat ujirea dumneavoastră în acești 7 ani ca fiind una deosebit de bună. Poate voi cu numele echipă de la conferință vreau să vă mulțumesc pentru cei 7 ani când ați fost lângă această biserică, când v-ați aplicat spre voi de ei și ați slujit-o cum ați știut. Facă Dumnezeu ca ce ați făcut să rotească și potricați pe multă mință, vă veți la toate. Amin. Nu o să vă mulțumesc la departe.
mulțumesc în numele aceleași echipe, pentru că s-a văzut că ați fost alături de loc. Și știm că ați depus suflet în ce s-a făcut aici. Nu știm toate datele, dar nu se merge așa. Dumnezeu să vă răsplătească și să vedeți prin munca și iubirea dumneavoastră pe care ați purtat-o. Dumnezeu să vă conducă. Vreau să vă spun că am avut-o pe soția mea alături de mine tot timpul. Noi nu suntem doar soți și soții, suntem prieteni. Și unii dintre dumneavoastră mi-au făcut lumele simpatice în dreptul nostru. Dar e adevărat, suntem frasianezi. Noi suntem împreună tot timpul. Și prezența ei ne-a făcut foarte mult bine. Credincioșia ei, bunătatea ei, înțelepciunea ei. Și mă rog ca Domnul să ne țină împreună de la urmă. Amin.
să fiți 7 ani la voi, la Învingător, cum ați auzit puțin mai devreme. Vreau să-i vă ofer ocazia să le spună ceva despre soție, despre copii și ce simte acum acest lucru și mai ales ce își dorește pentru oameni care va fi. Fratele, Pacea Domnului! În copilăria, adolescența și tinerețea mea, când participam la astfel de ocazii, aveam trei dorințe. Prima dorință era să-l văd pe noul pastor. Să văd eu cum arată. E mai înalt, e mai scund, e mai plinuț, e mai subțirel. Să-l văd eu cum arată. A doua dorință era să aud vocea. Pentru că știam că de aici înainte, pentru un timp, poate chiar pentru ani de zile, voi auzi aceeași voce. E mai gravă, să e mai cristalină, e mai, așa, mai bărbătească, să e mai suavă. Se aude o voce. Și a treia dorință, care era? Să văd ce spun. Așa că dacă cumva ați sosit la adunare dimineața aceasta, având aceste trei dorințe, vis-a-vis de noul pastor, vă vreau să spun că primele două s-au îndeplinit. Iar dacă vreți să se îndeplinească și a treia, permiteți-mi să deschid cuvântul lui Dumnezeu și să-L ascultăm ce vrea să ne spună dimineața aceasta. În prima carte a lui Samuel, în capitolul 15, adresându-se lui Saul, Samuel spune așa în versetul 17. Când erai mic în ochii tăi, n-ai ajuns tu căpetenia seminților lui Israel, și unde a fost Domnul ca să fie împărat peste Israel? Ultima parte a versetului 23. Fiindcă ai lepădat cuvântul Domnului, te lepădă și el ca împărat. Al doilea pasaj. 1 Corinteni, capitolul 2. Versetul 3. Eu însumi, când am venit în mijlocul vostru, am fost slab, cos și plin de cutremur. Și învățătura și propovăduirea mea nu stăteau în vorbiri înduplecătoare ale înțelepciunii, ci într-o dovadă dată de Duhul și de putere. Pentru ca credința voastră să fie întemeiată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu. Și ultimul text. 2 Timotei, capitolul 4. Versetele 6, mai departe. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună a credinței, mi-am isprăvit fatigarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cu lumea pe pricănire pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci și tuturor celor ce vor fi veniți. Două moduri de a începe ceva, două moduri identice de a începe ceva, două moduri total diferite, opuse chiar de a încheia ceea ce s-a început. Doi oameni care au început exact în același fel, un mod de a sluji, doi oameni care au finalizat în direcții total opuse. Dar bine, frate și stimate surori, în viața aceasta sunt locuri unde ai nevoie de cunoștințe, foarte multe cunoștințe, ca să poți să te descurci în viață. Ca să folosești instrumentarul tehnologic de astăzi. Sunt alte domenii unde ai nevoie de forță fizică pentru ca să-ți câștigi existența. Dar forță fizică. Sunt locuri unde ai nevoie de înțelepciune. Un anumit tip de înțelepciune, să te apropii de un colectiv, de niște copii sau studenți. Sunt alte domenii unde ai nevoie cu alte îndemânări pentru a te descurca și pentru a exista și pentru a face bine și pentru a-ți împlini slujba. Atunci însă când te angajezi să slujești pe Dumnezeu, în persoana copiilor săi de pe pământ,
Primul lucru de care ai nevoie este smerenia. Ai fost mic în ochii tăi. Când ai venit la noi, erai smerit. Multe lucruri pot fi iertate unui pastor. Dar niciodată nu se poate ierta faptul de a nu fi smerit. În cartea sa a înțelepciunii, pe care a scris-o, Solomon, în Eclesiastul, capitolul 7, versetul 8, spune: mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui, mai bine cel bun la suflet decât cel îngânfat. Nu știu dacă mă voi pricepe să am toate cunoștințele de care poate dumneavoastră ați aveți nevoie. Poate voi face un lucru greșit în vreo adunare administrativă. Sunt convins că veți trece cu vederea și veți ierta. Însă niciodată nu veți ierta un pastor care nu este bun la suflet, smerit, umil și care este gata să înțeleagă pe cei pe care îi slujește. Astfel că, în dimineața aceasta, în persoana mea și a soției mele, aveți, stimați frați și stimate surori, un motiv serios de rugăciune. Și nu doar ca să spunem de la bun, sau doar ca să ascultați din scaune, din bani și lucrul acesta. Este un motiv special de rugăciune și serios pentru pastorul care a venit aceasta, a hotărât înaintea lui Dumnezeu că va sluji lucrul acesta. Și vă rog să faceți. De asemenea, dumneavoastră, de-a lungul timpului în care vom fi împreună, veți demonstra cunoștințe. Sunt convins că sunt persoane în sală care cunosc istorie, cunosc istoria adventă, cunosc profeții. Foarte bine. S-ar putea să descoperă la școală de sală persoane cu o inteligență rară și care știu să scormânească Scriptura și să dea niște răspunsuri deosebit de inteligente. Foarte frumos. Sunt convins că între dumneavoastră sunt persoane, nu contează vârsta, care vor ști cum să pună înțelept o problemă, cum să aplaneze un eventual conflict sau o neînțelegere. Foarte frumos. Dar dacă dumneavoastră nu așezați toate lucrurile acestea pe o platformă care se numește smerenia, atunci toate acestea nu valorează înaintea lui Dumnezeu absolut. Absolut. Nimic. Așa că începând cu dimineața aceasta și vă fac o confesiune, niciodată până acum, dar să luați doar în sens pozitiv, niciodată până acum nu am rugat cu soția mea pentru comunitatea Frunșor. La ce vreau să mă refer? Am considerat că va sosi un moment anume când comunitatea Frunșor să intre în lista noastră de rugăciune. Motiv pentru care, începând de astăzi, comunitatea Frunșor, dumneavoastră mai întâi necunoscându-vă, după aceea răstărând pe cei pe care vă vom cunoaște. Pe măsură ce timpul va trece, veți intra într-o listă specială noastră pe rugăciune. Pentru că, dacă între noi, vorbesc de mine și soția mea, și între dumneavoastră, nu se clarifică problemele acestea și nu vom sluji pe baza smereniei, pe baza umilinței, dacă nu acestea vor caracteriza slujirea noastră, atunci vom intra în conflict. Eu cu cunoștințele mele, dumneavoastră cu ale dumneavoastră. Eu cu înțelepciunea mea, dumneavoastră, cu a dumneavoastră. Eu cu știința mea, dumneavoastră, cu a dumneavoastră. Și nu va fi bine de la motiv pentru care îl vreau pe Bunul Dumnezeu să accepte faptul că începând de astăzi, dumneavoastră, cu soția mea, veți fi motivația noastră specială de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Mai bun este sfârșitul. Nu știm când va fi acesta. Nici conferința reprezentată astăzi de președintele nu știe când va fi sfârșitul. Însă nu contează când va fi. Dacă aceasta va fi atmosfera pe care o vom cere prin rugăciune între noi, înaintea lui Dumnezeu, atunci am tot pe convingerea că va fi mai bun decât este începutul zilei de astăzi, 12 septembrie 2015. Dumnezeu să binecuvânteze
slujirea noastră și Dumnezeu să binecuvânteze răspunsul dumneavoastră la slujirea noastră. Și Dumnezeu să ne aibă în pază Lui și în grijă Lui pe toți. Amin. Două vorbe înainte de a coborâ de aici despre familia noastră. Soția mea este împreună cu mine. Avem doi copii. Fata noastră are 32 de ani, are două fetițe, ceea ce înseamnă că suntem deja bunici, deci a trebuit să ne credeți și atunci când vorbim în calitate de bunici, când vorbim din proprie experiență. Locuiesc în Râmnicu Vâlcea și de asemenea mai avem un băiat, 27 de ani, va împlini săptămâna ce vine. Este cu noi în București, a terminat facultatea în București, lucrează în București. Aceasta este familia noastră pe care o prezentăm totdeauna înaintea lui Dumnezeu și pentru care continuăm să ne rugăm cât vom fi părinții lor și cât vreme Dumnezeu ne va da suflare în viața noastră. Domnul să fie cu noi. Amin. Mulțumim, Fratele Ivoi, pentru Fratele Ieremia, pentru gândurile exprimate și folosind expresie de actualitate, pentru că programul de guvernare constă în smerenie și bunătate. Să vă așteptăm. Atunci că Sfântul Iulia se dinarează de mine, din câte ne aduc aminte de fratele Ieremia, l-am reținut la înmormântarea lui Bergan, fratele Ieremia, care s-a întâmplat în familia lui Petricombar. Da, la fata. În accident, Dumnezeu s-a vorbit, da, prin gând și rețin expresie de dumneavoastră atunci, la numărarea fiicei dumneavoastră plânge și la pare, pentru că a început să ca să plouă și chiar m-a impresionat. Dar atunci vă dăsul la găținut, pe sora Iulia, nu știu când a fost prima dată, dar îi cunosc bine părinții. Primul district, al doilea district Chiermagen, am putut să-i cunosc părinții, oameni în vârstă, dar oamenii, oameni speciali, să știți. Ca să ne-ai plăcut. Toată plăcirea pentru fratele Ieremia, dar fratele Voicu ar putea fi asemănat cu Pavel, și pentru mine așa este, fratele Ieremia s-a înlăgit cu cine? Cu Ieremia. Este un sensibil. Iar asta nu este o slăbiciune, e o caritate. Când care vă de la suflet, când ceva nu merge pe biserică. O să-i mulțumesc familiei, în echipă de la conferință, pentru că v-a sfârșit pe care a fost. Pe linia, vă mulțumesc anticipat, pentru că vă veți dărâi tot în aceste biserici. Pentru că când dumneavoastră Dumnezeu va face ca această biserică să fie hrănită, încurajată și condusă la Sfântul. Nu, să vă continui. Să Iulia, vă mulțumesc că am participat în numele echipei la conferință, pentru că inima dumneavoastră mare va fi pentru cine deschisă. Puteți fi mamă pentru această biserică. Trebuie să vă așa. Amin. Amin. Momentul în care dumneavoastră veți vorbi familiei care pleacă, dar și familiei care vine, prin cei doi prezbiteri. Dar înainte va fi o poezie care vă spune toate. Alergăm fără oprit spre secole ce vin. Deși în fiecare clipă ne-am obișnuit să părăsim, tot ne dor secundele ce trec stăpâne și străine. Pierdem amintiri, prieteni, clipe. Este valea despărțirilor în fiecare ceas. Noi privim la norul care începe să înfilipe strălucirea veșniciei marelui popas. Trecem ca o turmă căutând lumina. Un păstor ne-a cunoscut pe nume, ne-a iubit. Ne-a învățat să
să depășim și plânsul și rutina. Și am înțeles că gestul lui e prețuit. Oare am înțeles că știm și vorbă bună, și răbdare, și fărâmă de cuvânt? Oare am știut când vremea asta s-a pună să primim cuvintele ca un popor flământ? Vrem să știe că sămânța semănată va încolți de vreme și târziu și vom strânge amintire nepătată faptelor de dăruire prin pustiu. Este vremea când în staul marele păstor schimbă chipul celui care frânge pâinea și când noi ne strângem sub același dor, fericiți că Duhul Sfânt rămâne. Chipul celui care pleacă va trăi ca un gest frumos în cărțile slujirii. Chipul celui care va veni va găsi deschisă poarta prețuirii. Știm că l-a chemat un glas divin. Îl vom prețui și azi și întotdeauna, alergând fără oprit spre secole ce vin, până când vom regăsi vecia și comuna. Amin. Amin. Pentru că te prețuim și te iubim.
bucurie este Daniel Saranenko, care cu slișuri, cu coborâșuri, a reușit să ia bacul și acum este înscris la școala sanitară, care? Carol Davila, domnul scârtitul. Și frații tăi și bunica care nu este aici, n-am văzut-o, și rămâneți în inima mea și vreau să vin la botezul tău. Domn bună! Amin! Rog membrii comitetului câteva minute să ne întâlnim cu toții pentru scurt timp.